Astăzi vreau să vorbim despre 6 telefoane ce merită banii în acest moment la sub 1000 de lei și de ce. Înainte de toate, nu uita de like și abonare. Huawei Y5P. Până la prețul ce se vede pe ecran, e un telefon foarte bun. Adică te descurci cu el, dar nu te aștepta la minuni. Nu te vei putea juca decent pe el. Este un telefon pentru browsing, video și câte o poză în condiții bune de lumină și cam atât. Nu are NFC. În principal pentru plata cu telefonul și nici serviciile Google. Îl recomand doar dacă nu mai poți pune niciun leu, altfel există opțiuni mai bune. Redmi 9C NFC. E în principiu același lucru, doar că are un procesor ceva mai bun, o baterie mult mai mare și ce să vezi? Are NFC, adică vei putea plăti cu telefonul. Dacă îți permiți încă 80 de lei în plus față de cel dinainte, ignoră prima recomandare. Pentru că per total e un pachet mai bun, luând în considerare și prețurile amândurora. Realme 6S. Inițial mai avea un telefon înaintea lui, însă consider că diferența de preț e prea mică. Sincer, dacă ar fi fost la prețul acesta când am luat P40 Lite 5G, nici nu stăteam pe gânduri. E practic un Xiaomi Redmi Note 8 Pro cu un ecran de 90Hz și încărcare mai rapidă. Adică avem și ecran Full HD și încărcare rapidă și procesor puternic și camere bune la prețul lui. Chiar foarte bune toate pentru prețul lui. Totuși, la camere e o idee sub Note 8 Pro. Singurul minus e că nu are NFC. Alt minus, nu văd la banii ăștia, e excelent. Apropo, la Xiaomi Redmi Note 8 Pro i-am făcut și review, așa că vă las linkul în descriere ca să puteți compara, să zic așa, adică ce am spus eu cu ce vedeți acolo în videoclip. Realme 6. Îl recomand doar dacă ai nevoie de NFC. În rest, e o idee mai bună la camere decât 6S. Personal, consider că nu merită diferența. Samsung M21. E un telefon bun la toate. Are cel mai calitativ ecran și cea mai mare baterie. Minusul ar fi procesorul, care din păcate e semnificativ mai slab decât pe Realme 6 și 6S. Totuși încărcarea e, din nou, semnificativ mai slabă. Prin bun la toate mă refer că îți merg și jocurile bine, cu toate că procesorul e mai slab, dar este bine optimizat. Iar ecranul fiind un AMOLED, culorile vor fi mult mai bune și negrul, ei bine, chiar e negru, adică nu gri închis, cum este pe toate IPS-urile. Totuși, nici acesta nu are NFC. Acum, sincer să fiu, best buy-ul din acest video este Realme 6S, fără doar și poate. În toate videoclipurile mele cu topuri, nu am găsit un telefon în care să zic ăla-i best buy-ul, adică că poți să ignori celelalte variante. Deci dacă ești cumva mai constrâns de buget, e o alegere excelentă, nu trebuie să urci până la 800-900 de lei. O să fie bun pentru orice. Totuși, un minus încă, pe care am uitat să-l menționez mai înainte, cred că ar fi construcția, adică bă, undeva tot trebuie să reduci ca să iasă prețul ăsta. Ce drept are și o reducere mare de preț, dar nu e 1100 de lei ăsta. Nu cred. Iar legat de sistemul lor de operare, e printre cele mai fluide. Adică e făcut de aceeași companie care face și OnePlus, și Oppo, și Vivo. Cam asta a fost, a ieșit mai lung decât aș fi vrut, însă am vrut să fie ceva mai detaliat decât celelalte. Ce să zic, sper că la anul, pe vremea asta, să am și telefoanele în mână când o să discutăm de topuri de genul. Bine, asta depinde de numărul de aici. Nu sunt eu prea optimist de genul, dar Doamne ajută, ce să zic. Vă doresc o săptămână cât mai productivă și multă sănătate.